Doamnelor și domnilor, am revenit în platou și o avem alături de noi pe doamna Dedu Mirela. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Mirela este producător al unei ferme care se numește Eco Village Garden. Am spus bine? Da, foarte bine. Așa, de unde vine denumirea asta de Eco Village Garden? A fost ideea soțului meu. Soțul meu nu este român, este olandez. Mă rog, noi în casă vorbim mai mult engleză, așa că păstrăm anumiți termeni încă. Și a fost și, eu zic că sună foarte bine. A prins bine, nu? Da, da, da. Aveți o fermă unde creșteți verdețuri, legume, undeva într-un sat care se numește Scărișoreanu. Scărișoreanu. Da. Așa. La vreo 30 de kilometri de Constanța. La vreo 30 de kilometri de Constanța. Da, 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 aproximativ. Așa. De unde a venit ideea asta de a face o fermă de verdețuri și legume? Deci, în primul rând, a început cu mine, pentru că am schimbat stilul de viață, am trecut de la omnivor la vegan, ulterior ro-vegan. Deci țineți post acum. Da, acum da. Post etern. Post etern, pentru da. Oamenii care mănâncă, da. Cum în cazul dumneavoastră, da. Și cum mănânc și eu, da. Sunt într-un post continuu. Post etern, da, bine. Acum, avem imagini de la ferma dumneavoastră. Ok, perfect. Așa, deci v-a schimbat alimentația și... Da. Și am început încet, încet să ne gândim să facem un business din asta. De ce nu? Pentru că, na, momentan am și doi copii mici pe care trebuie să, de care trebuie să am grijă și... În timpul liber încercăm să facem și agricultură. Și ne și place, de altfel soțul meu e foarte pasionat, aveam acasă 50 de metri de grădină acolo și chiar și păia îi împărțise așa în câteva bucățele unde își punea de fapt de toate, să avem din fiecare câte puțin. Am înțeles. Și de acolo, normal, fiind pasionați, mi-a transmis și mie pasiunea asta și... Dacă am schimbat și stilul de viață, normal că acum avem nevoie de hrană și bun, deci mai curată. A plecat tot de la o nevoie personală de a face ceva bine pentru tine. Da, iar da, apoi s-a extins într-un business pentru că dacă faci ceva bine pentru tine și poți să faci și pentru alții, de ce să nu faci? Păi asta a fost, și dacă poți să faci și un ban, adică dacă poți să și trăiești din asta, cu atât mai bine. Da. Aveați vreo pregătire în domeniu, dumneavoastră sau soțul? Nu, nici măcar. Dar faptul că ne-a plăcut... Și acum, momentan, avem acolo un inginer agronom care se ocupă de lucrare și care ne asistă în permanență, ne și ajută. Este puțin mai în vârstă, dar îi place și lui foarte mult ce face și atunci noi cu munca mai grea și el mai, mă rog, cu cartea și cu tot ce știe și normal mai, ne ajută și tehnic. El cât poate. Da, 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 exact. Tehnică. Și contează foarte mult chestia asta și în rest... Oamenii care sunt dornici să muncească, de ce nu? Deci mai angajați oameni din zonă? Da, cât, da. Câți oameni lucrează pentru dumneavoastră? Momentan, cred că vreo 4. 4 oameni? 4. Plus noi 2, 6. 6. Atunci când avem nevoie mai mult. Când nu, mai scădem. Suntem într-o perioadă acum, perioada de post. Postul Paștelui. Da. E o perioadă în care oamenii, o mare parte din oameni, consumă mai mult legume sau consumă doar legume, verdețuri, alimentație pe bază de plante. Ce oferă ferma dumneavoastră pentru acești oameni în această acum perioadă? Avem verdeață din plin, avem salată verde, ceapă verde, usturoi verde, spanac, ridichii, lobodă, cam astea acum, în perioada deci asta. Deci pe partea de verdețuri sunteți destul de bine acoperiți. Suntem. Și ce altceva mai produceți în lunile care urmează? Păi cam tot ce se poate. Încercăm. Chiar vrem să încercăm anul ăsta și cartofi dulci. Anul trecut am avut cartofi albi, dar a fost o nebunie. Deci pământul a fost atât de curat, pe care nu s-a cultivat vreo 4 ani de zile, nu s-a cultivat absolut nimic. Vreau să vă spun că au fost niște cartofi așa și un gust nemai întâlnit până acum. Și anul acesta vrem să încercăm mai multe soiuri. Și mov, și roz, și dulci, să vedem ce iese. Am înțeles. Cum este apreciată activitatea pe care o faceți? Încet, încet, să zicem, și sperăm din tot sufletul să fie apreciată de mai mulți. Momentan, numai cei care, eu știu, se axează mai mult pe verdeață și pe mai multe legume, ceilalți mai puțin. Dar foarte, foarte bine a prins anul trecut roșiile. Foarte căutate au fost. Și de altfel românii mănâncă foarte multe roșii. Așa este. Și o să încercăm anul ăsta și alte soiuri.
că anul trecut n-am avut foarte multe. Da, eram la început, a fost primul nostru an și nu prea știam. Da. Am înțeles. Da, cred că românii s-au cam săturat de produsele de import care nu au gust și au doar formă și aspect, dar le lipsește... Da, eu sunt una. Gustul, da? Și atunci caută fermieri locali, producători locali care să facă produse care, într-adevăr, să le aducă aminte de roșia, de la bunica, de ce se întâmpla înainte. Și asta e un lucru foarte bun. Până la urmă vine foarte mult din dorința omului de a face o schimbare. Pentru că mulți preferă să rămână inerți, să consumă ceea ce le oferă piața, iar alții zic nu, eu sunt un consumator conștient, o să caut un producător serios care face produse de calitate. Da. Cam la asta se reduce. Aveți oameni care vin acolo la fermă să cumpere produse sau cred cum Cred că am livrați? Avut două familii anul trecut, dar au fost și de curiozitate și din dorința ca cei mici să poată să-și culeagă singurii legumele. Asta a fost ideea, de aici au plecat. Asta e un lucru foarte important. Da, este. Și mergeau și culegeau și mâncau singurei, așa, nespălate, că noi nu stropim cu absolut nimic. Nu stropiți cu nimic, asta urma să fie o altă întrebare. Și fertilizatorii la fel, chiar, deci numai în cazul în care este nevoie. Rest, anul trecut culegeam... Serios? Și se fac, domnule, legumele și fără să le stropești cu nimic? Vai, cât de multe se fac! Deci se fac! Deci, societatea ne-a învățat că nu, domnule, nu se adevărat. Fac. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Bun. Se fac foarte multe. De ce este nevoie ca să se facă? De dragoste. De atenție. Să fii acolo lângă ele. Da? Să te ocupi într-adevăr. De apă, de căldură, de un teren bun. Și multă dragoste. Dacă nu-ți place ceea ce faci, degeaba o faci. Știu că noi aici în Dobrogea avem un teren fertil, un teren foarte bun, special pentru legume. Și puțin sau o cantitate prea puțin este folosită pentru legume. Mare cantitate e folosită pentru grâu, pentru tot felul de alte culturi și mai puțin pentru mâncarea directă a oamenilor. Din pentru că păcate, asta este cel mai important. Eu cred că am putea să hrănim tot orașul cu tot ce este aici, cu pământul din jur. Dacă vrem. Cu siguranță. Și curat. Și să fie toți vegani. Da. Asta e o glumă între doi vegani. Da, exact. Bun, ce vreau să vă mai întreb și ce am întrebat și pe invitații mei din prima parte a emisiunii. Care este produsul de top pe care îl aveți acum? Considerat cel mai bine vândut sau apreciat sau căutat? Eu pot să spun că e cartoful. La noi a fost vedetă. Da? Cartoful. Și după aceea vin roșiile. Și ardeii au fost senzaționali, deci... Am înțeles. Deja mă gândesc la cartofi prăjiți cu salată de roșii, ceea ce mănâncă mulți oameni în perioada de post, dar ceea ce nu este foarte sănătos, cartofii mai bine gătiți în alte metode. Să-i facem la cuptor. Da, să-i facem la cuptor, să-i facem la abur, încercați alte mode de gătire, pentru că cartoful poate fi un aliment care a salvat o națiune cum a fost Irlanda, sau poate să fie un aliment care îți distruge sănătatea, intestinele și chiar alte probleme de sănătate mai grave. O dată pe săptămână, să zicem. Da. În general, cam toate legumele sunt sănătoase. Depinde foarte mult de felul în care sunt crescute și de felul în care sunt gătite. Da. Așa dumneavoastră, acasă, având acolo ferma la doi pași, ce gătiți? Cum vă hrăniți familia? Încercăm alternative cât mai sănătoase. Exact cum am spus, cartofii la cuptor. Dacă mâncăm o dată pe săptămână, prăjit, pentru că sunt chestii din trecut care nu pot fi lăsate. Asta mă refer la soțul meu și la copilași. Dar eu nu. Eu am renunțat de pe o zi pe alta. Am zis nu, eu de mâine nu mai mănânc nimic. Și nu știu, încercăm cât putem de mult. În fiecare zi noi avem o masă crudă pe zi. Toți patru. Asta e foarte important. Deci dimineața la noi există smoothie din plin până când se umple burtica sau mai târziu fructe. După aceea mâncăm, eu știu, altceva ce la prânz, dacă e o supă sau o felie de pâine cu altceva ce vor ei. Dar nu. Și o singură masă caldă pe zi. Deja e prea mult, să zic două. Am înțeles că soțul dumneavoastră a avut o problemă de sănătate acum câțiva ani. Da. A un infart sau ceva legat de inimă. Da. Și cum l-a ajutat această schimbare a alimentației și a... Da. Că mi-a spus că s-a lăsat și de jobul pe care l-avea. Da, s-a lăsat și de fumat. S-a lăsat de fumat. A aruncat tot stresul. Deci, avea un job foarte stresant și atunci a zis stop, ok,
haide să facem o schimbare. Întoarcerea către pământ. Da. Personal, cred că fiecare dintre noi are această capacitate de a cultiva, de a crește, de a îngriji plantele. E ceva ce ne cheamă. Personal, și eu cred simt, la da? Fel. E ceva din noi care ne cheamă spre pământ. Da, da, da. Pentru că deja sunt studii care s-au făcut ce arată că atunci când grădinărești, pur și simplu, intri într-o stare de meditație. Ești prezent, ești acolo, legat de pământ, legat de plante, mintea ta nu mai umblă aiurea, nu mai stă îngrijorată, nu se mai chinuie, nu mai consumă energie degeaba. Da. Și această conectare și deconectare de ceea ce este în jurul tău începe să te vindece. Începe să te facă un om mai bun, mai liniștit, mai mintea mai clară, lucrurile se schimbă mult în bine. Așa și mă bucur că văd exemple cum este cel al dumneavoastră, putea să trăiți în Olanda, presupun. Da. Da? Și să creșteți la lele acolo sau alte chestii da, de genul da, ăsta. Da, da. Da? Ați ales să veniți aici, în țărișoara noastră frumoasă și să faceți un lucru care vă ajută pe dumneavoastră, dar și familia. Asta este extrem de important și chiar foarte frumos. Da, noi am ales să trăim aici, da. De fapt, soțul meu a plăcut foarte mult și a zis, ok, rămânem aici, mai bine. Asta este foarte bine și cred că ajută și comunitatea în care trăim. Cum interacționați cu restul fermierilor care au același profil? Momentan acolo nu sunt, decât cei care au în curtea lor și care nu știu dacă chiar comercializează. Noi, dacă nu locuim acolo în permanență, nu prea avem așa legătură foarte mare, dar din ce am văzut, majoritatea își cresc în grădină, au câte un mic solar și atunci își consumă, mă rog, consumă în familie sau dacă au ceva peste, ies pe piață. Că există și o piață locală acolo care în fiecare sâmbătă. Și mergeți acolo la piață cu produsele? Nu mergem. Nu. Noi facem livrarea din ușă în ușă. Am înțeles. Deci frumos cu sacoșica. Fiecare avem un magazin online, acolo se comandă totul ce este atunci la momentul respectiv și mergem cu sacoșica la fiecare în parte produsele deci, proaspete. Dacă eu comand astăzi, se recoltează astăzi? Nu, se recoltează mâine dimineață. Se recoltează mâine dimineață, înainte să fie livrat. Exact, cu o oră înainte. Deci dacă fac comandă astăzi, mâine îmi vine marfa la ușă. Da. Am înțeles. Asta este foarte bine. Da. Și funcționează acest sistem? Funcționează. Foarte bine, da, cum să nu? De ce? Fiecare, adică am ajuns atât de ocupați încât nu mai avem timp nici măcar să mergem la piață, să ne uităm în jur, să, din păcate. Da. Dar ok, noi alegem să, mă rog, să livrăm, să facem o livrare cât mai bună, ca omul să-și poată păstra legumele cât mai mult. Ați avut, de exemplu, solicitări din partea unor oameni de a cultiva anumite feluri de plante și am întrebat în jur, da. Da, într-adevăr, au fost anumite propuneri, dar foarte puțini oameni interesați, ca să zic așa, deci, din păcate. Baza rămân tot roșia, cartoful, lucru care oamenii sunt... Da. V-ați gândit să și procesați o parte din produse? Să... Ne-am gândit, dar în momentan, nu știu, suntem mult prea mici ca să ne gândim, adică să facem ceva. Nu știu, încet, încet, anul ăsta vom mai pune încă un solar, am zis pentru ierburi aromatice, să avem cât mai multe, că au fost ceruri foarte multe. Avem ce o cultură de muri anul ăsta. De muri? Muri, da. Ce ierburi aromatice creșteți? Păi avem oregano, busuioc, salvie, mentă, pătrunjel, mărar, astea care sunt... nu mai știu, cred că îmi scap acum. Am înțeles. În general, cele cunoscute și folosite foarte mult. Aveți cumva solicitări și de la restaurante? Nu, că n-am intrat încă în legătură. Sincer să fiu, anul trecut nici nu am avut exact cât a fost cererea. Deci am avut, am spus și nu, pentru că nu am avut. Da. Primul an pe rod, da? Și ați avut asta fără să faceți reclamă? Sau fără, absolut nimic, n-am făcut cea pur reclamă. Pur și simplu, am din fost, gură în gură, oamenii care au auzit de dumneavoastră... Pe Facebook ce s-a făcut reclamă, că avem o pagină de Facebook și acolo... S-a promovat. Da, acolo s-a promovat. Asta e un lucru destul de încurajator, adică oameni care se uită la noi acum s-ar gândi, domne, hai să ne facem toți niște ferme de legume și o să meargă foarte bine. Da. Eu cred că trebuie să fie și o latură, ceva legat de pasiune.
pasiunea de a face așa ceva, da. Nu chiar oricine. Știți, e atât de frumos atunci când crește, deci vezi planta că este atât și după aceea să vezi, da, fructul pe ea și când o guști, deci e senzațional. Deci intenția nu trebuie să fie neapărat una să faci bani. Intenția este să crezi ceva. La asta. N-ați plecat de la asta. Nu. Da? Nu. Da? Ați plecat de ideea de a crea mâncare pentru, da, voi și, da, apoi să faceți un lucru bun, sănătos pentru cei care sunt interesați. Exact. Da, eu cred că și din experiența mea personală și eu și cu familia mea, acum urmează să ne mutăm la țară și să ne creștem singuri. Oh, super! Da, da, în ăsta ne mutăm și noi acolo. Da, ne-am zis, da, că ne luăm o rulotă și, păi, ne mutăm acolo. Cam asta e ideea. Ar fi și păcat să nu fiți în, da, în preajma, da, fermei. Cred că, în primul rând, te învață răbdare. Cred că ăsta e un lucru care te învață nu agricultura, că e mult spus agricultură, da, e, îngrijirea plantelor, te învață, da, răbdare. Plantezi o sămânță și după aia aștepți, o îngrijești, ai grijă de ea, o uzi, o iubești. Exact. Te asiguri să-i creezi un mediu. E, așa crești un copil. Da, da, nu? Da. Da, un copil, plantezi o sămânță cu multă iubire, cu hrană curată, crește, deci mediul este foarte important. Da. Și cred că e un mediu propice aici la noi în zona și am mai spus asta și o repet, de a crește alimente, de a crește alimente sănătoase, de a crește oameni sănătoși care sunt crescuți cu alimente sănătoase și mă bucur foarte mult inițiativa voastră de a face acest lucru într-un context personal. Vorbeam mai devreme cu invitații pe care am avut în prima parte a emisiunii despre ce îi aduce pe oameni în starea să înțeleagă că au nevoie să consume alimente mai sănătoase, mai curate, mai naturale? Din păcate, boala. Din păcate, boala. Da. Da. E, da, același răspuns. Da? Suferința, nevoia, da, ajungem pe ultima 100 de metri să înțelegem că... Eu am înțeles chestia asta acum 3 ani de zile, de fapt se fac 4, de când tata a murit. A murit de cancer. Și atunci, pentru mine a fost un șoc și când am început să caut ca să pot să-l ajut, când am început să mă documentez, atunci am început să citesc foarte mult și de acolo am hotărât, eu trebuie să schimb ceva, să fac o schimbare dacă vreau să fiu alături de copiii mei până mai târziu. Și schimbarea a venit, v-am zis, de la o zi la alta, pentru că așa sunt de fel, hai să tăiem tot ce este, dacă e cazul să facem o schimbare, atunci să o facem cum trebuie. Și încet, încet m-am adaptat. Am făcut foarte multe greșeli, dar am învățat. După aceea am apelat și la cei de specialitate, la un nutriționist care m-a ghidat și a fost super. Și acum merg singură, bineînțeles că și acum mai fac greșeli, ca oricare. Și... dar vreau să vă spun că eu în 3 ani de zile nu am avut energia care o aveam, deci am energia de la 20 de ani. Deci la 20 de ani mă tăram și eu pe undeva pe acolo, că atunci când eram obosită, normal că eram de multe ori jos și acum am o energie fantastică, adică muncesc, am grijă de copii mici, deci, e ceva. Schimbarea s-a văzut, oh, da, destul de puternic, da, și asta este foarte important. Da, în primul rând am pierdut foarte multe kilograme, enorm de mult. Da. Da. Asta e un rezultat al sănătății. Când ești sănătos, corpul nu are kilograme pe el. Așa, deci, e. Dacă atenția ta e pe sănătate, atunci multe alte lucruri se rezolvă. Din păcate, atenția oamenilor care vor să slăbească este pe kilograme, nu este pe, da, sănătate. Și atunci, corect, abordează tot felul de alte metode de a slăbi, care mai mult le fac rău sănătății decât să le facă. Așa este. Doamna Mirela, a fost o plăcere să vă am invitat în emisiune. Vă doresc mult succes mai departe cu Eco Village Garden și abia aștept să vă fac o vizită. Acolo. Mulțumesc, vă așteptăm cu cel mai mare drag. De la gura izvorului, cum se spune, ceea ce creșteți acolo. Doamnelor și domnilor, după cum ați văzut, este foarte important să cunoști foarte bine sursa alimentelor pe care le consumi. Alimentele sunt energie, alimentele sunt informație. Alimentele pe care le traduci în corpul tău spun o poveste. Spun o poveste despre pământul în care au crescut, spun o poveste despre oamenii care le-au crescut, care le-au recoltat, despre ce fel de energie și ce fel de sentimente s-a pus acolo. Spun o poveste energetică despre tot ce înseamnă planeta și tot ce înseamnă pământul și mama care ne crește și ne acceptă pe toți, mama pământ.
aveți grijă în felul în care selecționați alimentele pe care le consumați, mai ales în această perioadă de post în care conștiința umană se schimbă, în care factorul spiritual este accentuat și suntem mult mai sensibili la tot ce înseamnă energie, fie că vine ea din alimente sau din alte surse. Vă încurajez să consumați alimente locale, să consumați alimente crescute de producători locali. În felul ăsta susținem economia locală oriunde v-ați afla în țărișoara asta frumoasă. Să intrați în contact cu producătorii, să-i cunoașteți, să aveți o relație personală cu ei. Este mult mai frumos pentru o familie să meargă la o fermă decât într-un supermarket. Copiii să se joace și să privească plantele, eventual să le culeagă ei cu mânuța lor, decât să culeagă de pe rafturi diverse produse. Este o experiență sănătoasă pe mai multe nivele. Încercați să faceți lucrul ăsta. Vă doresc multă sănătate și ne vedem în a treia parte a emisiunii noastre cu Andra, tânăra pe care noi am introdus-o într-un program de sănătate, în speranța de a ajuta-o să slăbească mai multe kilograme, astfel încât să poată să-și recâștige încrederea în sine și să aibă o nouă șansă la o viață sănătoasă și fericită. Ne vedem imediat după reclamă.